Și bine ați venit la un nou vlog! Deschidem cadoul de la Moș Crăciun al Teodorei, iar mai târziu, cadoul de la Moș Nicolae al Marei! Pentru că încă nu l-a desfăcut. Ce avem aici? Avem două păpuși. Două știri de surprize! Super! Două outfituri, adică două costumari. Zi salut, Bri! Și ne trebuie un foarfec? Da. Briana, ne ajuți tu cu un foarfec? Ne ajută Bri. Și aici. Avem multe scoturi. Și aici, patru, atât. Deocamdată, să nu fie și pe partea cealaltă. Da. Teo, ești mulțumită de ce ți-a adus ție moșul anul ăsta? Da. Ce ți-a adus? Ia spune-ne. Mi-a adus, ia uitați, acolo. Terenul de fotbal cu doi roboței jucători, un set de mașinuțe cu pistă și patru mașini și această cutie de el... Ups! Scoți mânerul pe tulpă, mă rog. Și aceia nu sunt roboții care mi-au adus moșul, eu i-am băgat la încărcat. Aceia mari sunt roboții de anul trecut, de acum 2 ani, mai are și unul de acum 3 ani, dar e prin magazin, e mai mic. Gata, abia acum Teo, hai, fă onorurile, trage de aici de mâner. Ușor. Tam, 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 tam! Ia uitați-l albastru sigur! Wow, stai, așteaptă! Hai să luăm foița și să vedem. Aha, avem instrucțiunile! Urmărim instrucțiunile. Pasul 1. Trebuie să despărțim cutiile astea. Stai un pic. Pasul 1 a fost să scoatem cutia. Pasul 2, să ridicăm aceste capace. Pac, pac. 2 și 2. A, 2 și 2. Pac, pac. Așa, am ridicat. Apoi, ne arată ceva aici, stai. Aici e 3. Până la 3. Să le faci așa. Și să le faci, nu, uite așa. Așa, trebuie să băgăm astea unul în altul. Le duc pe jos. Uite cum. Am reușit aici. Este aici. Nu. Avem acum două scene pentru băieți și pentru fete. Un cinema afară, da. Un cinema în aer liber. Hai să vedem pasul 3. Ai pus deja astea. Pasul 4. Să scoatem prima cutie de aici. Wow! Ai și aici ceva? E un casetofon. Așteaptă, așteaptă. La pasul 5 trebuie să scoți și pe asta. Wow, două disc. Scena o lăsăm deoparte. Mai departe ne arată să băgăm o casetă. Aici. Nu, aici, aici. Aici. Nu prea înțeleg. Și arată-ne păpușa Teo. Face bună. Aole. Și uitați, iar aici prins și e pus ăsta părul ăsta peste, că spară că e mie lungă așa. Într-adevăr, nu sunt două perechi de ochelari, e doar o pereche la băiat. Și ia uitați, nu este dat cu fixativ, doar aici este dat cu fixativ. Îți place, Teo? Da. Moșul a fost bun cu tine anul ăsta. Înseamnă că ai făcut tu ceva bine. Păi am făcut curat. Mie a dat moșul doar 3 lucruri, numără și lubri 2. Numără 1, lubri 2. 3! Bun, 2, 3! Acum scoatem frumos outfit-ul. Ia să vedem noi ce outfit are păpușa. Peșița. E mai complex. Are un top, o bustieră și pantaloni din piele. Așa acolo, lasă rochiță. Îl lăsăm așa frumos în garderobă. Și el are? Și el are, uite aici. Atât, o cămașă are el. O pune și pe ea la loc. Și să vedem ce este în această cutie. Cred că sunt accesorii. E pregătit să vizioneze un film la cinema. Tam. Aaa, de atâta ochelari așa. Da. Gata, băiatul are cercei și colier. Mie îmi plac și cutiile astea. Funny. Și Teo, mai ai aici ceva? Cred că ăsta trebuie rupt. Poftim. Da. Wow, alt pachetel. Să vedem ce e acolo.
Wow! Nu cred! Au popcorn? Stai și văd! Suc! Unde? Suportul se montează simplu. Sus. Prindem aici la mijloc. Roz. Și la picioare. Wow! Păpușa e foarte frumoasă. Chiar îmi place cel mai mult dintre toate păpușile OMG pe care le-au desfăcut fetele până acum. Și acestea sunt jucăriile Teodorei. Sperăm că vă plac. Iar acum trecem la păpușa mare. Să eliberăm scena. Și asta este scena. Și este gata. Iar acum o invităm în scenă pe Mara cu păpușa ei. Vino, Mara. Hai să vedem. Ce-a fost asta? Au sărit confetile acolo. Hai încă o dată. 1, 2, 3, 5. Wow! Câte confeti au sărit? 3. Ia să vedem. Un cadou cu arc. Ăla era arcul. Oh my god! Yeah. Arcul trebuia să fie sub confeti. Cred că a fost pus greșit. Vrei să mai încercăm? Da. Haideți să vedem păpușa! Deci, am descoperit secretul acestor cutii. După nu știu câte cutii deschise, în sfârșit, am descoperit secretul. Deci este așa. Se trage de aici odată și apoi de aici odată. Și taram! Avem păpușa! Îmi place acest ambalaj, e deosebit de celelalte. Și aici deschidem și iată. Deja e la vedere. Avem trei cadouașe care trebuiau să sară cu confetile. Ia priviți, au un arc înăuntru. Vedeți? Trebuie să căpăm. Și le montăm și le punem sub brad. Și acum foarte cool din nou și să începem să desfacem sigiliile. Acum să deschid asta. Și acolo avem accesorii. O poșetă. Mara, desfă și păpușa. Poți să o deschizi. Nu cred. It's a surprise party, adică liniște, este o petrecere surpriză. Da, Jenny, secret. Shh. Super, merge la o petrecere surpriză, păpușa noastră. Așa arată păpușa. În garderoba ei avem chiar o oglindă adevărată. Acum eu deschid această cutiuță. Iar eu scot ținutele de aici. Mamă, ce wow! Și unul de asta. Un top și un sacou. Iar aici trebuie să avem pantalon, brochită. Oh, ce frumusă! Chiar merge la petrecere. Oh, și mai avem! Priviți aici. Era deschisă. Nu era deschisă. Dar câte clămițe? Unde vrea să le pun? În părul ei des. Unde e păpușa? Foarte des. Și are deja o clămiță. Eu cred că le schimb. Sunt rezerve. O îmbrăcăm? Uh-huh. Și ce facem cu hainele astea de pe ea? Las. Ah, pe dedesubt. Ok. Bun. O îmbrăcăm și revenim. Și gata, păpușa noastră este pregătită, îmbrăcată, accesorizată. Are poșetă, mănușă, chelar, clame. Da. Nu i-a pus cizmele. Sau pantofii. Nu știu, cred că sunt cizme. Am văzut pe Platforme! Mai știm noi pe cineva care a purtat platforme o zi. Eu. Mara, de ce o scoatem de aici? Da. Oare pentru ce sunt trei suporturi? Unde să mai prinzi? De cizme, de glezne? Știu. Aici nu poți să pui de fapt suport. Hai să o încălțăm. Mara, dăm dreptul? Sau vrei să o încălțăm? Dreptul. Îmi plac dresurile ei de plasă cu sclipici. Eu nu pot. Unul. Stau ciudat. Ah, pentru că nu au intrat. Uite așa arată. Au rămas câteva clămițe. Cred că poți să pui poșetă. Happy, soc, soc. Și gata. Cizmele sunt la locul lor. Punem la loc aici. Haideți să ne ducem la petrecerea domnișoarei Glen. Cred că e petrecerea ei. Apropo, cum o cheamă Mara? Miss Glen. Ah, deci clar e petrecerea ei. Dă o petrecere și așa arată invitațiile. Păi atunci de ce scrie pe poșeta e că e petrecere surpriză? Pentru că e o petrecere surpriză. Păi și poșeta normală era la ea. Surpriză pentru ceilalți. Și acum, fetelor, eu zic
Miss Glam să invite prietenii la petrecere, iar apoi să meargă împreună la un film. Sau invers, să înceapă cu filmul, după care să meargă la petrecerea surpriză. Voi ce ziceți? Filmul. Să începem cu filmul, nu? Da. Ok. Ei conversează, se pregătesc de petrecere, iar noi ne luăm la revedere de la voi. Rămânem să ne jucăm cu păpușile. Până data viitoare, vă spunem la revedere și sărbători fericite! V-am pupat! Pa, pa! Pa, pa!